Astăzi, în cadrul unei ședințe solemne ținută în sala mare a Consiliului Județean, cei 34 de aleși locali județeni au fost validați și au depus jurământul. Pentru următorii 4 ani, Consiliul Județean Argeș va fi format din 23 de consilieri din partea USL, 7 de la Alianța pentru Argeș și Muscel și 4 de la Partidul Poporului Dan Diaconescu. Ședința a fost condusă de președintele Consiliului Județean, Constantin Nicolescu. Eu mă aștept ca acest nou mandat să aduc în primul rând din partea tuturor consilierilor Consiliului Județean o altă atitudine față de problematica județului și când zic o altă atitudine, repet prioritățile pe care eu le văd. În primul rând, consilierii județeni o să le cer să fie mai mult pe teren, să-și cunoască problemele cetățenilor cu adevărat și să susțină cu adevărat problemele care îi interesează pe cetățeni. În mod direct, colaborarea dumneavoastră va trebui să fie foarte strânsă cu consiliile locale. Și vă spun de la început că o să dau o responsabilitate a consilierilor pe un anumit număr de comune și în funcție de cum consiliile locale îmi va spune că se vor implica acești consilieri județeni în zonele lor și nu voi ține cont, vorbesc aici și de culoarea politică, sarcina aceasta va trebui să o îndeplinească față de modul în care va fi organizat Consiliul Județean. O spun astăzi, chiar dacă n-am spus-o în ședință, dar o să o spun în prima ședință, că această repartizare va fi obligatorie din punct de vedere al primirii diurnei sau drepturilor pe care le are în Consiliul Județean. În al doilea rând, sper ca dumnealor să schimbe sau să aibă o atitudine foarte civilizată față de aleșii locali din localități, față de cetățeni și față de problematica pe care o să o avem de abordat în toată perioada următoare. Am spus-o și în ședință, o spun încă o dată, când intră în aceste ședințe de dezbatere a problematicilor Consiliului Județean și ale județului Argeș, trebuie să înțeleagă că li s-a dat un vot pentru a realiza lucruri în județul Argeș și nu a stopa sau a elimina șansa ca anumite proiecte să fie realizate în județul Argeș. După validarea Consiliului Județean Argeș a urmat alegerea vicepreședinților. Având majoritatea absolută în Consiliul Județean Argeș, cele două funcții de vicepreședinte au revenit USL-ului. Pe viitor, președintele Constantin Nicolescu îi va avea alături la conducerea Consiliului Județean Argeș ca vicepreședinți pe Florin Tecău de la PSD și Ion Popa, președintele PNL Argeș. Florin Tecău a ocupat această funcție și în perioada 2008-2012. Înseamnă mult, înseamnă o responsabilitate în plus. Am o funcție politică, sunt președinte de partid și una administrativă, vicepreședinte al Consiliului Județean. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din Consiliul Județean care mi-au acordat votul, le mulțumesc pentru încredere, nu o să-i dezamăgesc și de asemenea vreau să-l asigur pe domnul președinte Nicolescu că așa cum am făcut o echipă bună până acum, vom face o echipă la fel de bună și de acum înainte. În primul rând este un vot care încununează activitatea a 4 ani de zile și eforturile care am depus în Consiliul Județean Argeș și într-o echipă puternică, cu un lider puternic. Sper ca anii viitori și acest mandat să aducă realizări pentru argeșeni, să aducă o viață mai bună, să aducă o stare de spirit normală în Argeș și, dacă vreți, să ne aducă liniștea de a ne privi în ochi.